Mi se întâmplă rar, din ce în ce mai rar. De regulă, ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce trăiesc, mă indispune până la depresie. Și totuși, fără motiv aparent, fără iluzii și fără speranțe utopice, mă trezesc uneori cuprins de o nerezonabilă încredere în soarta lumii. Iată, îmi spun, lucrurile funcționează. Există încă versiuni cordiale ale luminii solare. Există încă tineri fioși și bine crescuți. Există o mulțime de inși fericiți, chiar dacă mulți dintre ei sunt fericiți prostește. Există încă păduri care n-au deloc un aer muribund, lacuri translucide, sate, în general austriece, modernizate și totuși patriarhale, familii demodate și trainice, chelneri stilați, domni și doamne, politicieni inteligenți fără să fie șmecheri, oameni de afaceri cinstiți, dar prosperi, texte bine scrise, vinuri paradiziace, păstrăvi, cremșnituri, chiparoși și stele. Există șerban care se joacă nebunește cu psalmii și cu toate cuvintele lumii, există seri și dimineți, oameni care merg la biserică fără evlavii ostentative și fără să negocieze cu Dumnezeul lor, Există colinele Toscanei și Coasta Boaci, femei frumoase și deștepte, cărți, solidarități curate, taclale prietenești, coincidențe riguroase, savori melancolice, tigri albi. Dacă te acorzi un cât de mic răgaz, dacă arunci de jur în împrejur o privire odihnită, curioasă și nepătimașă, vei găsi destule argumente să te bucuri lucrurile încă funcționează. Șarpanta lumii încă ține. Mai există încă oameni întregi, tradiții vii, întâlniri miraculoase. Trăim într-un sos toxic, dar el conține încă mirodenii subtile cu efect anesteziant. Marele animal cosmic nu pare încă să ia în serios agitația noastră propagandistică, spaimele noastre apocaliptice. Se poate trăi. Se poate trăi bine. Se poate încă trăi frumos. S-ar spune pe scurt că lumea stă într-o tolerabilă cumpănă. relele ei nu prevalează semnificativ asupra părților ei bune. Putem încă să ne așezăm într-un unghi convenabil față de hărțuiala zilnică, să o interpretăm pedagogic și, la limită, să ne salvăm, luând față de tot și de toate. O relativizantă distanță. Cât va mai dura, însă, această cumpănă? Și ce e de făcut pentru a întreține statica ei precară? E o întrebare veche, întrebarea lui Avraam către Dumnezeu, înaintea condamnării Sodomei. Care trebuie să fie înăuntru unei comunități proporția dintre bine și rău, astfel încât comunitatea cu pricina să fie iertată? o Ocolită de pedepsa ultima. Câți dintre locuitorii unei cetăți trebuie să fie buni pentru ca răul din ea să nu ducă la dezastru? Măcar zece, sună răspunsul Domnului, după intermedierea patetică a lui Avram. Zece. Adică foarte puțini. Nu se cere ca binele să fie majoritar, nici în ființa colectivă a planetei, nici în viața individului izolat. Se cere doar ca binele să existe, să fie identificabil, fie și într-un dozaj minimal. Dacă e prezent, lucrează homeopatic ca drojdia în alcătuirea aluatului. Lumea poate fi des salvată dacă drojdia rețetei ei originare se păstrează, dacă fiecare din locuitorii ei se va strădui să fie numărat printre cei zece. Mie personal, la animei, această performanță esențială nu mi-a reușit încă. Ascultă acest audiobook alături de sute de alte titluri în română și engleză pe voxa.ro, gratuit și nelimitat pentru primele 15 zile.